ziua tuturor și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce ne puteți spune? Care activitatea Comisiei din punct de vedere al energiei? Cu ce se ocupă Comisia de Industrie din punct de vedere al energiei? Ce inițiative legislative și dacă puteți să ne spuneți și dumneavoastră despre legea offshore? Când vom avea legea offshore în Parlament? Să le luăm pe rând. Comisia pentru Industrie și Servicii din Camera Deputaților are o activitate foarte, foarte largă, începând de la industrie și, în general, toată economia și ceea ce privește și energia, sursele de energie ale României sunt, cumva, fac atingere Comisiei pentru Industrie și Servicii din Camera Deputaților. Referitor la legea offshore, este o chestiune foarte delicată. Într-adevăr, gazele naturale din Marea Neagră, într-un fel sau altul, și totdeauna asta am spus că într-un fel sau altul va trebui să îl exploatăm, pentru că s-ar putea să vină și acea zi când nu va mai exista o cerere pe piață vis-a-vis de gazele naturale. În același timp, trebuie să găsim un echilibru între proprietarul acestor zăcăminte, în speță statul român, și societățile care sunt interesate să îl exploateze. Pentru acest lucru, eu consider că trebuie să vină o inițiativă de modificare a legii, sau nu, o inițiativă mai largă din arcul politic, să zicem așa, ca să nu spun doar arcul guvernamental, coaliția guvernamentală, ci avem nevoie și de colegii din opoziție, de fapt al tuturor actorilor politici, pentru că este o decizie foarte, foarte importantă. Și aici trebuie să avem o colaborare corectă atât între Parlament și Guvern, cât și cu părțile interesate. Vreau să vă spun că această comisie lucrează foarte, foarte bine cu Ministerul Energiei, cu domnul ministru Virgil Popescu în speță, pentru că, să vă spun așa, cu ghilimelele de rigoare, domnul ministru în timpul liber este și membru Comisiei pentru Industrie și Servicii din Camera Deputaților. Deci avem o relație foarte bună și noi deja am demarat anumite discuții referitoare la legea offshore. Am avut o deschidere și consultăm inclusiv actorii principali care ar fi interesați în exploatarea gazelor din zona offshore. Sunt probleme și cu legea energiei. Anul trecut am modificat legea și am introdus anumite obligații pentru distribuitorii de energie, în special gaze naturale și energie electrică. Și aici iar trebuie să avem niște discuții cu toți operatorii și cu ministerele, să vedem problemele apărute în urma acestor legi, cum le putem rezolva în mod decent și în mod echilibrat. Referitor la strategia energetică a României pe următoarea perioadă, vreau să vă spun că au existat și sunt în Parlament niște inițiative din 2016-2018. După părerea mea, aceste inițiative nu corespund cerințelor din zilele noastre, pentru că să fim bineînțeleși, în momentul de față nu putem vorbi doar de o strategie energetică. Ar trebui să vorbim de o strategie energetică integrată, pentru că trebuie să luăm în considerare foarte, foarte multe aspecte, aspecte de mediu, aspecte economice, aspecte de foarte multă natură. Avem constrângeri externe, de exemplu la legislația europeană, directive europene sau anumite linii orientări pe care România trebuie să le respecte, are anumite angajamente asumate și astea trebuie respectate, dar
în colaborare cu Guvernul României, în colaborare cu Ministerul Energiei, sunt sigur că vom putea să ajungem la la o formă foarte bună a unei strategii de genul acesta. Nu putem să uităm nici constrângerile interne pe care le avem. Și aici mă refer în primul și primul rând la profilul consumatorului din România, la economia românească, la posibilitățile României pe care le are cu privire la energia verde și în special vorbim aici de energia eoliană, energia solară și iar ajungem în partea offshore-ului, trebuie să vedem. Se discută și am citit foarte mult despre energia eoliană din zona offshore, care este undeva țintit la, după unii specialiști, la 72 de gigawați și după alții peste 90 de gigawați posibilitățile României din zona offshore, în momentul în care România actualmente are nevoie de în jur de 8 gigawați energie electrică. Deci, practic, în zecit este posibilitatea de acolo, dar va trebui să ne uităm la fel și la aspectele de mediu. Pentru mine sunt câteva semne de întrebare la care încă nu am primit răspuns, care este, de exemplu, în zona offshore, gradul de încărcare a zonei cu energie eoliană, pentru că aici putem să vorbim și nu prea se vorbește, dar sunt întrebări referitoare la ce fel de poluări vor fi, vor exista în această zonă și dau doar un singur exemplu. Dacă, bineînțeles, aceste generatoare eoliene vor trebui interconectate cu niște cabluri electrice. Acele cabluri electrice, toată lumea știe că generează un anumit câmp electromagnetic în jurul lui. Aceste câmpuri electromagnetice, nu știu dacă s-au făcut prea multe studii, ce efect ar putea să aibă asupra florei și faunei subacvatice. De exemplu, delfinii care sunt foarte, foarte sensibili la asemenea lucruri, cum se comportă, dar tot la fel am putea să ne punem niște semne de întrebare la zonele eoliene, acolo unde aceste turbine electrice sunt foarte dese, ce se întâmplă cu acele curenți de aer care, vrând nevrând și nu ne dăm seama, sunt modificate din cauza acestor echipamente. Deci, posibilitățile trebuie să le analizăm din mai multe puncte de vedere. Pe de altă parte, în România știți foarte bine că cel puțin 45% din populație locuiește într-o zonă rurală. Iar când spunem acest lucru, trebuie să acceptăm și trebuie să pornim de la faptul că în zona rurală, o foarte mare parte din zona rurală folosește ca și sursă de energie pentru încălzire sau pentru consumul zilnic de energie cu privința procurării hranei și așa mai departe, necesităților zilnice, se folosește lemnul de foc. Lemnul de foc care în perioada următoare România tinde să-l elimine. Uniunea Europeană tinde să-l elimine până în 2050. Domnule Șandor, îmi cer scuze că vă întreb dacă puteți să concluzionați. Încercăm să ținem timpul cât mai comprimat pe parcursul forumului. Da, și din această cauză România în ultimii 2 ani, dacă ați observat, a încercat să investească în rețelele de gaze, pentru că este o deficiență și la acest capitol. Rețelele de gaze care practic ne asigură un transfer între energia fosilă, energia bazată pe hidrocarburi și o energie modernă. Și ca să tragem așa o concluzie, eu practic îmi doresc
aceeași colaborare pe care am avut-o cu Guvernul, cu Ministerul Energiei și cele mai bune decizii întotdeauna se iau în așa fel dacă Parlamentul României nu este ocolit, îmi doresc și în cazul strategiei energetice pentru România, pentru viitorul României să treacă prin Parlamentul României, pentru că așa este corect. Vă mulțumesc!